Domnule Mihalcea, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, nu știu dacă ați văzut postarea, domnul Ionuț Stroie l-a criticat într-un mesaj pe pagina dânsului de Facebook pe ministrul sănătății de la Partidul Social Democrat, Alexandru Rafila. El întrebându-se, citez, cât de real mai este interesul Ministerului Sănătății pentru pandemie, câtă vreme înainte de sărbători, opțiunea din partea ministrului a fost să venim cu alte relaxări, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar acum doar tace și doar face unele informări. Cum comentează Partidul Social Democrat această postare venită, iată, din partea purtătorului de cuvânt al PNL? Eu aș veni cu o întrebare la adresa domnului Stroie, cât de bine se pricepe la sănătate. Vedeți, eu consider că aceasta este o problemă foarte mare a oamenilor politici, a clasei politice și nu numai a românului, de a crede că ne pricepem în orice domeniu, că avem cunoștințe despre orice domeniu. Eu, din câte știu, dânsul se pricepe mai bine pe partea de sport, tineret și așa mai departe. Nu știu câtă vechime sau ce cunoștințe are dânsul în acest domeniu, domeniul sănătății, care nu este un domeniu deloc simplu, este un domeniu foarte complex, iar domnul profesor Rafila are o experiență vastă, este profesor universitar, să nu uităm, este medic, are o profesie nobilă, nu știu dacă dânsul este în măsură să-i pună la îndoială măsurile. Din punctul meu de vedere, eu cred că domnul Stroie nici măcar nu a citit măsurile lansate de către ministrul Rafila chiar zilele trecute. Eu cred în continuare că este o exprimare nefericită sau cineva i-a făcut un text și dânsul l-a postat fără să-l treacă în revistă. Vreau să cred acest lucru, altfel este grav. Este o postare inadecvată cumva, dat fiind faptul că PNL se află într-o coaliție de guvernare cu PSD? Nu este o postare inadecvată, este dreptul fiecăruia să aibă opinie, să discute pe marginea temelor din coaliție, dar aș fi preferat ca dânsul, tânăr fiind, din aceeași generație oarecum cu mine, să discute la subiect, să discute la ceea ce se pricepe mai bine și nu la un domeniu care este total străin.